Acest program vă este oferit de Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Felile de salam și interogările băncilor la ANAF pentru acordarea de credite sunt indicatori ai crizei. Macroeconomic stăm bine. Bert, unul dintre cei mai mari creditori ai României, a majorat la 7,2% prognoza de creștere economică pentru România din acest an. La nivel micro, însă lucrurile nu arată chiar atât de bine. Conform ziarului Financiar, în octombrie apetitul persoanelor fizice și a companiilor pentru credite a scăzut semnificativ. Când dau împrumuturi, băncile verifică la ANAF situația veniturilor clienților. În octombrie, interogările băncilor la ANAF au scăzut cu aproape 40%, coborând la 162.000 de interogări, cel mai redus nivel din ultimele 15 luni. Spre comparație, în martie anul acesta, interogările băncilor la ANAF au fost de numai puțin de 285.000, ceea ce s-a văzut ulterior în creditele acordate. Așa cum arată acum lucrurile, asistăm practic la o înghețare a creditării, ceea ce arată că lumea se uită cu teamă la viitor. Nouă val de COVID, dar și criza politică la care adăugăm creșterea de prețuri, creșterea de dobândă, încep să muște din puterea de cumpărare. Un alt indicator care arată situația actuală este salamul. Nicolae Ciuleac, patronul de la Carni Prod Tulcea, unul dintre cei mai mari procesatori de carne de pe piață, a spus pentru ziarul financiar Înainte, clienții cumpărau un baton de salam, iar acum au început să cumpere cu felia. Puterea de cumpărare este clar în scădere, având în vedere creșterile de preț. Nu știm cum va fi la anul, dar în piață se simte criza în timp real. Acest program va fost oferit de Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează.